ziua mai ană să aflu că nu stau în cadru sau ceva de genul ăsta, dar orice ar fi interesant. Dar cum trebuie să stau în cadru când sunt eu, da? Dar nu ești canal principal. Salut la toți, eu sunt Adrian, iar ea e... Olivia. Suntem acum în studio la TV Drochea și am zis că hai să facem un vlog totuși. După interviul pe care l-am dat aici, care puteți să-l vizionați la mine pe canal și la TV Drochea pe canalul de YouTube, am zis că hai să facem o provocare, un challenge. Așa că astăzi vom face chestia pe care au făcut-o toți vloggerii și, ca de obicei, eu că trebuie să vin de urmă, repet această provocare cu Amnam. Deci am pregătit 10 întrebări de fiecare, însă amândoi vom răspunde la aceste întrebări. Ești gata? Gata! Încep eu cu sfată. Prima întrebare. Am băut alcool înainte de 18 ani? Ei, se uită mama, se uită tata. Dacă... Ce faceți? Filmăm vlog pentru YouTube. Filmăm vlog pentru YouTube. Doamna, Viera nu tot să o faci așa, imitații. Mare plăcere, cea mai mare onoare. Bai sau n-ai servit alcool înainte de 18 ani? Păi ești cea mai... așa. Nu, eu sunt cea mai rebelă dintre toate rebelele. Și acum, nu n-o băut. Da, da, am. Hai să căutăm una mai. Să înțelegeți, eu au scris toate întrebările, adică le-au căutat pe Google. Mă rog, nu, eu au scris întrebările din capul ei, are foarte mare, foarte bogată imaginația și au scris întrebările. Eu am nu, încercat la emisiune... N-am trimis vreodată mesaj la persoana greșită. Da, și cu mesaj greșit. Și m-a trezit dimineață și... Care a fost reacția la persoană? Și a ta după? Nu, eu, la persoana a fost mai bună dicta mea, știi, eu zic, dar n-am vrut să-i, dar după ce ți-ai scuze și... Ce ai trimis? Conversația? Știi momentul ăla când... Nu, am trimis un screen, da, am trimis un screen și credeam că l-am trimis la cea mai bună prietenă și am trimis de fapt... Conversația cu dânsă? Nu, mi-am trimis băiatului conversația cu el însă și el, tu înseamnă că trimis cuiva, zic, nu e adevărat. N-am fumat. Niciodată? Serios, acum fără nicio chestie. Eu tot niciodată n-am încercat să fumez, nici narghilea, da, nici țigări, adică... Narghilea, nu știu, am pus asta, am alergie la mirosul țigară și adică mine când cineva vine, nu pot, adică... Deși eu sunt foarte agreză oamenii care fumează, adică asta e chestia lor personală, ce fac și, dar, mie nu-mi place. Știu, te înțeleg, mai ales la mine, adică eu ca băiat ar trebui să încerc măcar o dată. Nu niciodată. În primul rând, până la 18 ani, a fost chestia că nu prea mă atrăgea, adică aveam ideea asta că dacă încerci devii dependent și nu vreau să devin dependent, mai ales că știam cât cheltuiesc prietenii mei pe țigări. Mai ales la România, cât aveți cheltuiești pe țigări? Da, mai ales la România, Doamne, cât cheltuiesc oamenii acolo. Însă, după ce am ajuns la vârsta de 18 ani, stăteam și zic, știi, asta e o mândrie, adică când te duci la niște persoane și te întreabă, ai fumat vreodată, zic că nu, niciodată, și asta e o mândrie, și tot o continuă așa mai departe. Aștept întrebarea ta și fii original, te rog frumos. N-am câștigat vreodată la loterii, în concurs, un giveaway. By the way, aveam giveaway la mine pe Instagram. Nu avem niciun giveaway la mine pe Instagram, pentru că oamenii trebuie să vină de bunăvoie la mine pe Instagram. Eu unica dată când general nu mers în viață și am câștigat ceva, asta a fost 10 lei că mă țin pe drum la școala muzicală, ca tu să înțelegi? Am niciun concurs niciodată. La concursuri în general? Mă rog, nu concursuri, adică e scarții de noroc. A, stric de noroc? Ce eu... La tabără, nu știu. N-am câștigat nimic la tabără. Nu, ok. Nu, tu ai câștigat la tabără? E, boy! Și eu n-am câștigat la tabără și mine asta mă deranjează teribil, da? Niciodată nici nimic. Adică, nu știu, eu nu știu cum să nu sunt de cineva. Eu când banii mei, eu muncesc de 16 ani. 16 ani sunt de ea. Primii mii bani de televiziune au fost când tata a făcut felicitări muzicale și el ne-a fi vreodată cum a filmat, așa drăguț la dâns, la felicitări muzicale și ne-am și ne felicitați. Apoi tata ne-a permanent îmi dădea ceva, recompensă și eu, așa, tipa câștig, știi? N-am uitat numele unei persoane pe care am făcut mercare cu cunoștință. Cum te cheamă? Mereu am chestia asta. Adică, să înțelegeți, eu pot să am un prieten, de exemplu, de 2 ani, 2-3 ani și încă stau la dubii, sub semnul întrebării stau. Băi, dar pe el, ce să-l cheamă? Sandu, Alexandru? Cum îl cheamă pe el? Știi? Mereu am dubile astea. Deci, da, am avut o grămadă. Nu, eu, de exemplu, fac cunoștință cu mulți oameni, nu știu, din diferite domenii, în special din domeniul media, din alte domenii. Și e ca chiar la tabără când eram, adică nu ține minte oamenii, nu ține minte cum îi cheamă în general, spune fetița, băiețelul. Salam, sa, drăgătă, sa,
Ieri m-a sunat o doamnă pe dimisiune și îmi zice și eu zic, doamna astea, doamna, da, Alexandra, de o corect Alexandra vreau să zic, știi? Pe mine, de exemplu, tot nu cred să mă reține numele oamenii, pentru că eu mă numesc Olivia, știi, și gen, Olivia, Otilia. Tot timpul se întâmplă. Eu uitam numele la prieteni, așa că... La prietenă? Mă întâlneam cu persoane, ce n-aveam. Nu știu că își încurcam numele. Ia să uite Amiană la noi la YouTube și să zic, cum așa, el a uitat numele meu, dar ține mintele la Astiană de la emisiune. Toate fostele am un comentariu. Vă abonați la mine, dar normal, vă abonați la mine pe canal și facem o strategie comună împotriva lui și la alți cadăși. N-a să-ți contradescrie. Doamne, ești. N-ai TikTok? Nu. Abonați-vă la mine la TikTok atunci. Uitați-vă, dacă a scris cineva comentariu fain, eu ați alea chiar și pe fain comentariu de jos și am să fac TikTok. Asta persoana care spune că nu se pricepe deloc la vlog, mai pe scurt, îi lăs canalul ei, e singur să apucă de vlog. Da, aplauze! Ia-ți canalul să numește Oliva, stai, cum te chema? N-am sunat foștile atunci când am fost amețit. Foștile. Nu, dar le sunat? Am sau n-am? Mereu. Cine l-a vă săturat, Adrian? Urs, scrieți un comentariu aici și ziți, nu-ți mai suni niciodată și bagă-l în loc. Nu, dai like și follow pentru că să ridici bani, poate într-o zi. Dai foștile, am follow. Serios? Vă dați follow? Lăsați loc de bună ziua? Fetilor, nu lăsați niciodată loc de bună ziua, eu nu lăs. Niciodată nu am avut chestia să-ți bag în bloc. Mă rog, am avut ce am avut, ok, s-a terminat treaba ta, eu treaba. Eu nu iubesc că mă deranjați, eu bag în bloc. Nu da, dacă ai un fost care, sau fost care e dependent de tine, atunci da, poate. Nu, hai să nu-i făcut. Deci am uitat care întrebare a fost. Ai sunat? Foarte? Da. Amețit cu film? Nu. Eu nu loc de bună ziua cu oamenii. Adică, nu știu... Challenge-ul ăsta s-a transformat din am-n-am în... Viața mea personală, viața mea, nu, foștile, alții cu foștile și foștile. Am nu m-am bătut cu, mă rog, eu respectiv băiat, tu respectiv fapt. Așa la mine clișei că eu, da, adică băiat. Da, am fost chemat la cică duiele, știi? Da, știi, hai în spatele școlii, dar eu nu sunt genul ăsta, eu și sama ca să vie lady. Am fost chemat eu la un... Cine aici să iei din mine? Я ша ира, что ила ек, я есть флока ес, ну ща кола, шо мол. Ну я, ну сюфата аста, карис на флока ес, кушнева. Deși dacă o să fie să-mi apăr demnitatea, eu foarte bine o să pot face. Dacă mă anin... Nu promovăm violența, spicla. Dacă mă anin, știu a răspunde. Promovăm violența, anin și un fel. Nu promovăm violența. Fun fact despre România, mai scurt, la noi în Moldova, că să înțelegeți, nu vreau să... fac reclamă rea cu despre Moldova sau chestii de genul, dar să înțelegi, dacă te duci în club la noi în Moldova, clubul fără bătaie noaptea nu se lasă. Mm-hmm. În România, bătăile, chiar în Iași, de exemplu, Iași, la câte cluburi am fost în fiecare noapte, fiecare bătaie, dacă se dădea, era dat de moldoveni. Ai găsit vreodată un portofel pe stradă, ceva pe stradă, adică să găsești ceva și care compensă? Mă rog, n-am avut chestia asta, să găsesc portofel. Am avut chestii să găsesc poate bani pe jos sau 50 de lei, maxim 50 de lei. Eu am găsit 10 lei. A, da, tu. Stai, dar care a fost întrebare? Tu știi să-ți dai întrebările când eu oricum o să schimb cu locul și o să fac în emisiune, știi? Am să fac o cașă mălașă. Hai, scurt. Că să înțelegi, înainte să vin la emisiune, adică mi-a dat, de toate erau 30 de întrebări, dintre care mi-a dat doar 15 și gen să mă pregătesc, să nu vin aici și să încep, așa și să caz gură. Da, și eu avem gen de acasă pregătit, cu o seară înainte, am pregătit tot discursul meu, tot speech-ul, vin aici, îi dau bătaie. Încep prima întrebare, ok, a doua întrebare, ok. Ajungi la 7 întrebare după a doua întrebare. Și apoi după ce, asta e că am uitat, hai înapoi la 5 întrebare. Asta și chestia că mi-am luat, știi, de la flow-ul ăsta care avem linia asta dreaptă. Și pur și simplu mi-am luat mai exact la tot ce aveam eu în cap și deja mi-am spus opiniile aici pe loc. Am n-am făcut farsă la tifa. Niciodată. A, tu ai făcut farsă pe numele, pe fete, pe oameni? Farsă fete niciodată. Iubită persoană. Cum să începem discuțiile filozofice, așa, font, ce este iubire? Ce este iubire? Nu, hai că se termină, mi se termină. În primul rând, dacă, nu știu, am avut mai multe fostins, hai spunem că ai iubit adevărat, poate de două ori, da, de două ori. Da. Eu am avut sentimentul de iubire, eu am sentimentul de... îmi place, știi? Îmi place. Când te dezvolți
cu vârsta îți dai seama, gen, dacă ai o prietenă la 15 ani, dacă ai o prietenă la 20 sau la 19 ani. Nu știu, la mine... Ai mai scuipat într-o persoană cu care purtai un dialog? Un dialog? Da, purtai dialog și... În chipul ți-o stau cu tine. Nu, avem un profesor la școală, caraci. Femeia cum vorbea, el scupa în mod, că nu știu, involuntar. Ai mințit vreodată pe cineva că ești cu prietenii, dar de fapt ai ieșit cu altcineva? Secund, se pare că eu ieșeam cu băieță la bere. Experiență? Am dat, dacă uitați la asta. Nu, eu mereu mă duc unii spun. Nu, a fost vreo două ori și la mine e o situație. Nu așa fatală. Involuntar primești asta, eu nu știu cum. Zic că fac una și fac alta. Relații, asta cred că orice băiat care era în relație puțin mai lungă sau chiar în relație scurtă, adică a făcut chestia asta, că să te întrebi prietena unii ieri sau cu cine ești și tu, mă rog, să spui pentru binele relației și pentru binele ei, să spui doar băieță, de exemplu. Și acolo să fie 75% în mafete. Adrian Nindă, Lifer, la foci. Adrian Usu? Da, ne dăm like-ul, ne dăm like-ul, să-ți ia lui, nu știu, să-ți ia lui anotul, ne dăm like-ul. Să-mi stau eu la masă, nu? Să-mi pune genunchi? Poți. Serios? Sunt drăguț, am văzut! Da, e bine, e bine! Să dormi la poștie! Da, e bine, e bine! Nu există așa băieț, adică în timpul nostru, știi? Eu chiar, acum ai dezvoltat temă ceva mai serioasă, dar ți-e nu să-ți deschid ușa. Ții nu o să spun, nu știu, un compliment frumos dacă nu o să te bea ceva de la tine. Știu că nu au fost 20 de întrebări cum ar fi fost 10 de la mine, 10 de la ea. La mine s-au găsit întrebările, mă rog, nu s-au găsit întrebările, nu erau așa de interesante. Vă mulțumim că v-ați uitat la acest vlog, să sperăm că v-ați uitat până la urmă. Da, și m-am pus pe mine să fac canal YouTube. Scriți în secțiune de comentarii dacă se continuă cu vlogul sau nu. Pentru că în tot vlogul ăsta am avut impresia că ea face vlogul, că eu vorbim cel mai mult, nu eu. Acum, lăsați în comentarii întrebările voastre pentru următorul am-n-am și idei de vloguri care să facem mai multe colaborări, deoarece odată ce se termină în carantina asta, o să apară foarte multe colaborări. Nu uitați canalul ei în descriere. Dacă fac canală. O să faci. Nu uitați de like, share, subscribe. Eu m-am dus, v-am pupat și stay safe. Pa! I gotta go, I never slow down. Everybody knows now, we the best to throw down. Parties in the SoCal, we getting so loud. Party with the whole crowd, kick the haters all out. Taking away all now, I've been hella focused, never slow down.